Azi despre uie, multă uie, multă uie. Uite-l, tati, uite-l ca să iau cât de mare. 1, 2, 3, 3 metri de folie de-astea, pe încă 3 metri, 10 metri pătrați. Cu 10 metri ăștia pătrați, dragilor, rezolvam dezastru pe care o să vi-l arăt în următoarele minute. Suntem în centru Sucevii. Hai, tati, hai, vină-mi aici. Suntem în centru Sucevii, la kilometru zero, sensul girator, în spatele cinematograf, adică în spatele sensul giratorului de la cinematograful modern. Despre asta e vorba, Casia, despre alea patru camere de acolo de sus, unde e dezastru. Și nu dezastru, o să vă ia cu jale totală. Dragilor, am nevoie de ajutorul vostru astăzi și nu glumesc. Am nevoie de ajutorul vostru ca să-i trezim pe nemernicii, și știu ce vorbesc, din primăria Suceava, care stau de 20 de ani pe bani grei, cu fundulețele lor alea puhave acolo, pe scăunele alea frumoase, și stau și le scuipă în față unor oameni care creează patrimoniu național și local, le scuipă vorbe că nu se poate. Haideți să vă arăt despre ce vorba, dar înainte de toate vă rog un share, un like și neapărat un subscribe pe canalul de YouTube. Eu vă rog astăzi să distribuiți ca să vadă toată țara și poate, dacă aude toată țara, poate cu presiunea țării, o să poată să facă ceva bădița nostru, care are o lună și vrea să candideze îndată la ce, Casian? Deputați, mă, independent. Vrea să-și scoată și o carte, 100 de realizări pentru Suceava. Asta e prima dintre ele. Asta e prima dintre ele, Casian, pe care vă prezentăm astăzi. Să nu se mai chinuie bădița lungul cu realizările, chii le prezint eu după 20 de ani. Haideți cu mine pe material. Apă din tavan. Ce, Casi? N-ai înțeles povestea asta? Asta e amprenta la sol, dragilor, artiștilor plastici din Suceava, am zis bine? Da. Suntem la etajul 4 al unui imobil care, etajul ăsta este deținut de primăria Suceava. Tot ce vedeți aici sunt atelierii de creație ale artiștilor plastici. Nu vă luați după ce vedeți, că nu e așa, sunt artiști. Deci ei gândesc, văd cu totul altfel, că da, oferă umanității opere de artă. Ați să vedeți, uite ce. Ceva frumos, ceva elegant, nici nu are rost. Stau de vorbă în dimineața asta cu doamna Camelia Sadovei, președinta artiști Uniunii, care ne-a rugat să venim un pic, vezi, nu călca prin baltă, vezi, unde pui, ne-a rugat un pic să venim aici, pentru că din luna iunie acestui an, când au fost vântoasele alea la Suceava, dacă mai țineți minte, dragilor, s-a smuls acoperișul de pe această clădire. Clădirea se află în centru, chiar este clădirea care mărginește sensul giratoriu de acolo. N-aveți cum să o ratați, este Alexandra, când vedeți sensul giratoriu de la cinema modern, este Alexandra, deasupra, în capăt. Am zis bine, doamna? Da, sigur. Camera, sigur. Arătați-ne un pic. Băgați-ne la duș. Haideți un pic. Unde-i dușul? De la Casian, după ce tine. Ce se întâmplă, de fapt? Tavanele sunt importante. Stăm așa, în sinistru, stăm de când am început. Aoleu, dar aveți, uitați aici, aveți prize aici, doamna Camelia. Toate prizele sunt, normal, și sunt toate, nu sunt în perete cum trebuie, pentru că nu pot lucra în perete. Nu pot. Păi și faceți aici, creați dumneavoastră? Așa se pare. Din iunie? Da, da. Bă, numai că da. Sinistrul ăsta este de destul de mult timp. Noi am sesizat de peste 20 de ani că blocul ăsta are nevoie de o reabilitare. Și lucrările noastre sunt în situația asta. Vă rog să veniți și la colegii noștri de la... Nu mă, o secundă, dacă îmi permite, dar arată... Vreți o lumină să aprind? Să se vadă mai bine? Da, mi-e și frică să aprind lumina, că... Da. Uite, și foarte ingenios, vezi, de-aia artiști sunt artiști. Deci asta e creație gata de... Da, e expus. Și aici vine... Uite-te, ca să iau ce frumos vine, deci ca să facem haz din necaz, dragilor, pe bune, dar e dureros, vezi? Doamnele au înțeles cum picul de acolo au... Au captat apa ca să nu se ducă, vezi, frumos, au dat pantă și acea grătușă aproape gata. Păi, vorbim... Plină și asta e numai de o oră, dacă vreți să știți, e doar de o oră. De o oră? De o oră, de când curge așa, în felul ăsta. Mă! Da, da. Ia tavanele de la, plintele de la... Ușor calci peste Casian, nu știu să fac, să-ți iau în brațe ca să filmez. Pe balcon, ce? Vă rog, dacă se poate, se e... Poate. Asta nu se rupe cu mine? Nu, e tăuraș, să știți. Încă nu, dar nu mare mult. Nici asta nu mare mult. Mamă, cum arată aici blocul ăsta.
Da? Mamă, cum arată. În curtea interioară n-a intrat încă nimeni să filmeze și să vadă. Este curtea interioară. Pe exterior poate știți că au mai căzut table în capul oamenilor, surțurii cad grămadă iarna când se face. Nu mai e niciun fir de tablă. Pe acoperiș nu mai e nimic. E doar izolația aceea de lemn aglomerat, care s-a umflat, că n-a plouă de câteva ore bune, s-a umflat și intră înăuntru toată apa acum. Haideți să vedeți la colega mea, Lucia Pușcașu, care are lucrări prețioase, sunt de patrimoniu, lucrări de patrimoniu acolo. Nici frică să mă uit. Și nu e singurul loc unde curge. Tu vedeți că sunt cu tot felul de aveți instalații. O zi. Deci nu știu, sigur, rest, Doamne, mă ia cu jale, ca să ia... Wow! Poftim. Haideți să vedeți. Sărâna. Deci, sărâna. Unul dintre cei mai importanți tapiseri din țară stă în hallul ăsta, așa, în atelier. Nu poate lucra deloc. Sunt lucrări de milioane de euro împreună, da? E, și nu chiar așa, că o să vină să spartă. Se spartă, da, ca să fie. Spartă, păi da, asta mai lipsi, spartă-o. Și stăm în spartă-o halul mai lipsi. Și stăm destul de mult timp. A, așa. Nu se poate așa ceva. Asta este sobă pentru că nu aveți căldură, da, nu? Pentru că doamna este scoasă din sistem, din sistemul când de căldură. Când erau afară 0 grade, la mine erau cam minus 10, cam așa în atelier. Da. Deci nu se poate lucra cu mănuși, nu se poate. Am fost nevoită să-mi pun sobă. Dar să știți că eu am încercat prin asociații să acoperim aici cu ani în urmă. Deci înainte de 2014. Și? Și am fost dusă cu vorba, mi s-a spus că este o firmă care copertează, nu știu unde. Da, da, mansardează, ca să spun. Așteptăm mansarda. Așteptăm. Am reluat după vreo 2 ani la fel. Și uite, așa am ajuns în situația asta. Doamne. Deci eu am încercat. Nu credeți că noi nu am vrut ca să stăm într-un loc bun. Eu nu pot să fac absolut nimic aici. Dar nu poate nimeni, pentru că este tot. Acum au început și lângă scaunul ăla. Acolo patul plouă. E singurul colț unde am mai cărat și am dus și la colegi. Pentru că am foarte multe lucrări. Absolut înfiorător. Fii atent cum curge, ca să de peste tot. Curge de peste tot. Când a plouat foarte tare acum în iunie, aveam și astea din a început aici și vă spun, veneam la 6 ori să schimb apa. Aveam sertarele de la congelatorul ăsta, că nu era pus în funcțiune, și toate se umpleau. Aici am avut niște rafturi, am avut puse lucrări. Mi-au plouat foarte multe cartoane pentru grafică, mi-au plouat niște pânze. Mi-au plouat materiale, haine cu care mă îmbrac eu în atelier, gheme de lână și așa mai departe. Deci materiale prețioase. Materiale care prețioase. Acum le găsesc greu și nici nu. Noi artiști, în general, nu punem preț pe partea asta materială și pe haine și așa, dar sunt necesare. Noi tot timpul ne cumpărăm materiale, uitați și acolo. Totul este adus în partea asta, că eu nu am unde să le mai pun. Și am sesizat, am anunțat, nimeni în seamă. Domnul Lungu a fost în vizită la noi. Cu atât mai mult, atât, foarte protocolar, foarte drăguț, foarte amabil, dar asta cam atât. Cu atât mai mult cât noi facem cinste acestui oraș. Peste tot unde ne ducem, ne prezentăm că suntem din UAP, filiala Suceava. Asta facem noi și facem totul... Pro bono. Gratis. Pro bono, da. Ar veni voluntariat. Voluntariat fac din 85, sunt diverse forme eu, așa, și, da. Acum, dar în general, și se știe asta, artiștii plastici n-au fost luat în considerație, n-au fost. S-au dat foarte mult, nu am nimic împotrivă, s-au dat foarte mulți bani la biserici, nu am absolut nimic împotrivă. Foarte frumos. Dar biserica și scoate bani, noi nu, noi expunem și nu vindem. Când spunea tot unul de la primărie că, vai, doamnă, că dumneavoastră vindeți atâtea lucrări și că aveți bani. Păi să vă lase să faceți, dacă tot îi povestea felul. Și n-avem voie, că suntem chiriași. Și chiriași aici. Am spus acelui domn că nu l-am văzut niciodată la ușa mea să vină să cumpere lucrări. Ceva. Da. Acum, problema nu ar fi asta. A care? Înțeleg eu că proiectul a început. Cu chiu cu vai, ne-au tot dus cu vorba că începe ba pe 1 iulie, ba pe 1 august, ba pe nu știu când. A început. Dar mai mult decât tabla pe care ați văzut-o jos acolo de semnalizarea proiectului,
Nimic. Nu s-a întâmplat asta. Ai chestia aia mare, frumoasă, da, așa, basta, cu ateuri, care nu știu ce, da, modernizare, da, mizerea. Din câte înțeleg eu de la colegii mei, că în curtea alăturată, cea, da, care e vecină, e înscris încă un bloc în proiectul ăsta. Dar blocul acela a fost reabilitat acum câtva timp de proprietari, cu acoperiș, cu anvelopare, cu tot ce trebuie, iar noi stăm așa, în halul ăsta. Se știa, ați văzut și la noi e mai, da, complicat. Arată groaznic. Este mai complicat, fiindcă noi suntem chiriași primăriei, dedesubtul nostru sunt proprietari ai blocului, iar și mai la parter sunt cei de la librăriile Alexandria, care și ei suferă. Dacă v-ați uitat în librărie, în vitrine, sunt afișele cu cad resturi de sus, cad table de sus. Atenție, cad table de sus. Așa, și iarna, sigur, e închis zona, că sunt surți. N-ai cum asta este. În colțul ăsta, nu am stare. Deci, în ce fel trebuie să lucrăm să mai că pe aici în mai... acest spațiu? În ce fel? Uite că, dacă poți să înțelegi câteva zeci de metri pătrați de acoperiș care curg în atelierul doamnei Pușcaș. Păi, este absolut înfiorător. Da. Momentul ăla când... Mergeți pe acolo, așa că... Mă doare suflet, doamne. Dar uitați, plouă și acolo, plouă și aici, plouă și aici. Da. Asta, dacă mai durează ploaia asta o zi, două, vi le compromite integral. Absolut, așa absolut. Zis, da. Și la doamna Păsaru, dacă vreți, se poate intra. Da, venit, ba da, e venită, este venită, ne așteaptă. Cer iertare numele primarului, nici nu știu ce să vă zic. Doamne ferește, doamne ferește. A zis că este impresionat negativ. Domnul Lungu. Dar nici nu a venit mai demult, nu? Cum adică e impresionat negativ, că ce? Că ce? Că cum arată aici frigul? Impresionat negativ. 20 de ani de zile e primar și l-a impresionat negativ. Haideți, vă rog, și la doamna Păsaru. Să rămână o zi vă urez să aveți. O zi în continuare, cum să spun, că n-am cuvinte. Altă intrare la domnul. Bună ziua! Bine v-am găsit! Mi-a cu joale și aici. Să rămână, da. Atelierul doamnei este mai mic un pic și este plin cu lucrările dumneiei, domniei sale și ale copiilor care vin de drag să lucreze cu ea în atelier. Dar uitați-vă acolo, stă jumătate, un sfert din atelier e plin cu gălată. Deci acum am avut noroc că ploaia a venit așa. A dumneavoastră când plouă? Așa, când plouă, invers, nu mai e. Plin. Acum am avut noroc. Ați avut noroc? Da. Că a bătut vântul cum trebuie, că dacă exact, vă curgea... Când se schimbă ciclonul, atunci e, da, mai greu. Și da, deci dumneavoastră seara vă rugați de doamne să nu bată, să bată la doamna Pușcașul, să nu bată la dumneavoastră, nu? La toți sfinții, mă rog, nu, că și ea plânge, că acum cred că o plouă la ea. O plouă la ea, deci nu se poate. Și la mine curge pe... Ceva de groază. Îngrozitor curge și la mine. La mine aici, așa și așa, aici unde sunt carnele astea care trebuie schimbate. Și proiectul de la primărie ar trebui, băi, aici, că e strada, sunt mașini, e parcare, aici e nenorocire. O veni pompierii, o luat toate tablele de sus de la... Ah, că nu a fost în iunie vântoasă. Când a fost vântoasă aia și acum, bineînțeles că apa intre peste tot. Porumb vechi nu scapi. Apoi nu e simbolul păcii, doamnă. Sus în pod, da. Sus în pod. Și pictez, da. Lasă ce trebuie în urmă. Lasă ce lasă, mă. Ce aveți? Să închid acolo. Ce aveți de gând să faceți? Că... Să facem? Mergeți la primărie, dați cu tablou în capul. Să știți că am fost la primărie, am făcut sesizări. Și pe telefon și scris, am primit un răspuns că proiectul începe în data de ecutare. Data cum... trecută? Da, din data, prima dată, a doua oară, cumva, atunci începe, dar n-a început nici măcar acum, când e tabla pusă, nu e început. Da, dar să știa că plouă aici și pot și peste deci tot. Deci aici este pericol, cade din tencuială, iarna este nenorocerii să fac niște țurțuri atât de mari, toate pompierii și lor. Așa un țurțuri de mari era. Eu nu pot să ajung acolo, cad peste balustradă. Adică nouă ni se impută faptul că nu dăm surțuri jos. Una, că n-am cum să ajung acolo, ce instrument îmi trebuie pentru treaba asta? În față, aici și în capul cui cade? În capul oamenilor, e treceri. Deci aici trebuia prima dată să apuci de lucru. Rigolele nu mai există de foarte mulți ani. Nimic. Da. Da, ne pare. Și am ajuns la soluția asta să strigăm cât se poate de tare, pentru că nu se mai poate așa. Chiar nu se poate. Este necivilizat, cel puțin necivilizat, să nu zic altfel. Lipsă de cultură, pentru că dacă ne-ar iubi pe noi artiști, o mână care mai suntem în viață, da?
dacă ne-ar iubi, atunci ce, tu vrei iubi, și-ar respecta arta, domnule, acolo sunt valori. Cu respect, da? Respect. Munca noastră curge apa și s-o termină. Noi construim patrimoniul târgului ăsta. Cum e? Bun, rău, n-are importanță. N-am cum să le dau. Am auzit ieri, mi-a spus copii că am adus doi copii să mă ajute. Îți plini de mucegai. Vai de cap. Îți terminate. Deci patrimoniul, valori, patrimoniul, da? Local, Fluierici, este... Se duce. Degradat. N-au drag de și așa. Și nu știu, eu acum nu știu pe cine să scot, că aș cere daune, dar nu am idee cui. Păi da? Ne cui. Lăsăm așa în plata Domnului, cumva. Nu mai cui, să schimbă. Care domn? Domnul Lungu nu plătește. Nu știu care dintre domni. Nu știu care dintre domni. Nici pe unul mai pentru interesant. Că nu este un proiect gândit cu capul, este cu total cu picioarele. Aici curge apa, am curent electric, da? Oricând se poate întâmpla o minune. Da. Asta ar mai lipsi, un pișun incendiu, un ploaie. Exact, ca să fie, trafic, ca să fie treaba rezolvată. Eu stau, apă, da. Deci ne putem aștepta așa la... Da. Eu stau cu prelungitoare, ați văzut foarte bine, stau cu tot felul de prelungitoare. Ce vă pot promite că o să urlu cât pot eu de tare pentru dreptatea de noastră? Deci, e cazul să ocupi din partea asta. N-am cerut bani, n-am cerut alt tip de suport, nu am cerut. Dacă puteam face noi intervenții, o făceam. Adunam mână de la mână, solicitam... Oamenii care ne ajută lasă, că e proiectul. Dar nu avem nu voie. Am dar nu avem să voie. Fac și de la asociație mi-a spus, nu vă băgați, nu putem face pentru plătiți și amendă că vă apucați. Da. Amendă penală. Primării. Atenție, da, absolut, atenție, absolut. Amendă penală. Și atunci ce să fac? Să stau așa? Să da. Stăm așa? Nu putem sta așa. De ce este pericol? Aici la stradă, v-ați uitat? Da, deci trece lumea, trece lumea, e pericol. Lua ușă cade, cad bucăzii de încuială, vă spun. Uitați-vă cum e marginea aici. Da, nu, nici nu are rost să-mi băbim, că am stă de jos, că e ca la, proști, absolut, ca să nu zic altceva. Mâncat absolut tot. Ca la negospodari. Doamnelor, eu îmi cer iertare numele celor care nu puteți să facă nimic și mă duc să fluier, cum știu eu mai bine să fluier. Cum știți mai bine. Da, sărut, mâine. Eu vă bucur că mai existați în viața mine, noastră a Suceavenului. Hai, Casian, hai, Casian, că... Noi fugim de frică, nu fugim că, doamnelor... Nu avem curaj în continuare. Un sărut mâini. Nea Casian, scuze, să mai povestesc. Ca să dau microfonul. Și, da, dați la mine, doamna camerea, să rămână încă o dată pentru amabilitate. Dragii mei, despre asta e vorba. Despre asta e vorba, despre nu neputință, nesimțire, despre bătaie de joc. Nu poți să pui în cumpână. Iar azi zic eu o vorbă acum, îl iei pe ăla de la Prelipca ca să-i arăți niște opere de cap fluierici. Nu înțelegi omul, el nu știe, el nu are cum. Dacă a pus un calorifer la generală nouă și l-a pus în timpul iernii, cel mai fericit om de pe suprafața Pământului. Bădița, câte dumneata le mă adresez în momentul de față, câte bădița e lungă. Dacă mai ai o urmă de bun simț, fă ceva. E stare de urgență aici. E stare de urgență pentru patrimoniu național și patrimoniu local. Dacă te mai bați mult cu pumni închept, cu mânuțele închept, că ești mare iubitor de artă, de tot ce vrei tu, e momentul să acționezi. Nu acum. Azi dimineața trebuia să o faci. Materialul e seara asta pus. Dar azi dimineața trebuia să o faci. Nu mai stați pe gânduri. Cine puteți să o faceți, faceți-o, pentru că e bătaie de joc și să pierd niște lucruri care nu mai pot fi redate niciodată. Sunt unicat. De aici, din dușul, de la Uniunea Artiștilor care lucrează în duș. Pe bun. Suntem de toată jena. Sus inimile.